Maximile caniculare care au pus stăpânire pe teritoriul țării noastre ne vor pârjoli bine și în ultimile zile ale acestei săptămâni. Asta anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat, potrivit căruia codul galben de caniculă emis pe 11 iunie rămâne în vigoare până duminică. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Astfel, potrivit sinopticienilor, sâmbătă în raioanele din nord maxima va fi de plus 32 de grade, în centrul Moldovei și în capitală se vor înregistra temperaturi de plus 33 de grade Celsius, iar în partea de sud a țării mercurul din termometre va urca până la plus 34 de grade. Noaptea minimile vor oscila între plus 16 și plus 21 de grade Celsius. Conform sinopticienilor, duminică soarele va continua să încălzească de-a binelea. În aceste condiții, mai ales că cerul va fi în mare parte senin, temperatura aerului nu va suferi schimbări. Vântul va sufla slab. Menționăm că conform ultimei actualizări a Serviciului Meteorologic, deși mercurul din termometre va coborî cu câteva grade, debutul săptămânii viitoare va rămâne unul foarte cald.